În cadrul programului Rabla 2015 au fost alocate peste 25.000 de tichete, valoare totală pentru persoane fizice, pentru instituții publice și persoane juridice. Tichetele vor fi alocate electronic în sistemul informatic gestionat de administrația Fondului pentru Mediu. Programul de înnoire a parcului auto continuă și în anul 2015 prin acordarea unui număr de 20.000 de tichete pentru persoane fizice la nivel național și a 5.000 de tichete pentru persoane juridice și instituții publice tot la nivel național. În acest moment are loc procesul de validare a producătorilor de unde persoanele fizice și juridice pot lua mașinile noi. De asemenea, se acordă, pe lângă prima de casare de 6.500 de lei, se acordă niște ecobonusuri pentru autoturismele noi care au emisii de dioxid de carbon sub un anumit standard. Cei care doresc să beneficieze de programul Rabla se pot înscrie începând de astăzi la unul dintre dealerii autorizați. Cei înscriși vor beneficia de un tichet de 6.500 de lei în schimbul casării mașinii mai vechi de 8 ani pe care o au la unul dintre colectorii autorizați. Ați auzit de programul Rabla? Da. Până acum ați încercat să faceți parte și să obțineți tichetele necesare? Nu. De ce? Că nu mă interesează, adică nu mă încadrez. Credeți că este un lucru bun pentru cei care se încadrează? Da, da. Dar ce credeți că ajută? Păi poate să-și schimbe mașina, nu să-și ia altă mașină. Da, ceva știu. Ați încercat până acum să vă încadrați în standarde pentru a beneficia de acea reducere? Nu m-a interesat. În plus, de anul acesta, cei care participă la program pot beneficia de ecobonusuri la achiziționarea unor autoturisme cât mai nepoluante. Valoarea ecobonusurilor este următoarea: 750 de lei la achiziționarea unui autovehicul nou, al cărui motor generează o cantitate de emisii de dioxid de carbon mai mică de 100 de grame per kilometru, în regim de funcționare mixt, potrivit mențiunilor inscrise în certificatul de conformitate al autovehiculului nou. 1.500 de lei la achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid, tehnologii hibrid convenționale și 2.500 de lei la achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu tehnologii avansate de tip plug-in. Cetățenii care doresc să intre în programul Rabla 2015 trebuie să știe că mașina veche trebuie să aibă vechime de 8 ani, înmatricularea în România să fie până în 2007. Pașii care trebuie să îi urmeze sunt următorii. Vin la noi, predau actele mașinii vechi, se dă o notă de înscriere, cum că participă în programul Rabla, după care își casează mașina și apoi plătesc diferența. Prin intermediul programului de stimulare a noirii parcului autonațional, în cei 10 ani de când este derulat de către AFM, guvernul informează că au fost casate peste 500.000 de autovehicule uzate. În anul 2013 și 2014 au fost casate 19.845, respectiv 20.500 de autovehicule uzate.